Am revenit în direct, continuăm jurnalul cu informații din plan extern. Rusia refuză să participe la cel de-al doilea summit pentru pace în Ucraina, pe motiv că obiectivele care ar fi invocate în cadrul întâlnirii au mai fost discutate și respinse deja pentru că sunt fondate și pot duce țara într-o situație de criză. Mai mult, regimul de la Kremlin a transmis că nu vede cu ochi buni inițiativa lui Vladimir Zelensky, care a încercat să i atragă de partea lui forțele lumii pentru înaintarea unui ultimatum de capitulare a Rusiei. Și în timp ce liderii lumii caută soluții și se vor așeza din nou la aceeași masă, regimul de la Kremlin amenință încă o dată Occidentul cu declanșarea unui atac nuclear. Declarația aparține ministrului de externe rus Serghei Lavrov, care a ținut să transmită celorlalți lideri că armele nucleare ale Moscovei sunt complet pregătite de luptă și că încălcarea vreunei linii roșii poate avea consecințe devastatoare.